În 2017, CS Minaur a lansat un proiect de sport de masă în cadrul căruia reprezentanții clubului s-au dus cu sportivii în școlile din Baia Mare pentru a-l promova Minaur în școli, de la educație la performanță. Inițiatorii acestui proiect au încercat să insufle elevilor ideea de performanță și să își creeze anumite modele pentru viață, pe considerentul că sportivii clubului Minaur pot fi exemple la nivel local. Pentru acest an s-a gândit un alt proiect în acest sens, care să fie denumit Minaur pune Baia Mare în mișcare. Am gândit pentru sportul de masă organizarea cât mai multor competiții la nivelul municipiului Baia Mare. Unele dintre ele s-au desfășurat inclusiv în luna decembrie, când fie mici sportivi care practică șahul au desfășurat o competiție la noi, sau liceeni de la Anghel Salini au desfășurat ore de sport în cadrul serii sporturilor unii pentru prima dată în această sală, sub îndrumarea instructorilor pe care noi am desemnat, până la campionate naționale pe care dorim să le desfășurăm în Baia Mare. Vom vedea ce va fi și pe viitor. În perioada 26-28 ianuarie, spre exemplu, stagiul național pentru taekwondo se va desfășura în Baia Mare, iar Minaur este parte a acestui eveniment. De asemenea, în acest weekend, în Baia Mare are loc una dintre cele mai puternice competiții rezervate tineretului în handbal masculin, Baia Mare Winter Cup. Vor participa două forțe ale Ungariei, Ferencvaros și Pick Szeged, alături de lotul național al României și jucătorii tineri de la Minaur.